Ca de obicei, Mântuitorul Iisus Hristos străbătea pământul Ierusalimului sau al Țării Sfinte cu piciorul dintr-un oraș în altul, dintr-o cetate în alta și nu în cele din urmă, aici, colo, și arăta bunătatea și iubirea de oameni, dar în așa măsură încât oamenii se minunau. Des întâlnim expresia, nimeni n-a mai vorbit ca omul acesta. Nimeni n-a mai săvârșit o asemenea minune. Cine a mai văzut orb să vadă din naștere? Și multe alte asemenea expresii care sunt ce? Rezultatul unor lucruri care nu poate să le săvârșească decât tot cum Sfânta Scriptură spune. Dacă n-aș fi făcut minuni pe care nimeni nu le-a mai făcut, păcat nu ați avea. Dar acum n-aveți răspuns la păcatele voastre. Mântuitorul nu venea să vorbească despre o lege moartă, nu venea să vorbească despre o lege terminată, pentru că legea veche era de acum un formalism, atât de mult slăbise credința în popor, cum nu de multe ori și astăzi, și pentru noi Ortodoxia este un formalism. Permanent ne batem cu pumnul în piept și spunem 87% ortodoxi. Sunt de acord. E firesc ca într-o țară ortodoxă, cu mii de biserici și de slujitori, țara să fie preponderent ortodoxă. Dar dacă mulțim numărul de biserici din țară și să spunem că numai câte 1000 de oameni ar fi într-o biserică, nu-ți ies mai mult de 800.000. Nu-ți ies mai mult de 1.000.000 de credincioși. Hai, maxim 2 încărcat. Dar ceilalți unde sunt? Ceilalți sunt prin uliți, sunt prin târguri, sunt prin piețe, sunt prin stadioane, sunt prin străinătăți, sunt la munte, sunt la mare, sunt la restaurant, sunt la hotel. Când? În timpul în care Hristos se jertfește în Sfânta Liturghie și vine să ne mântuiască pe noi, pe toți, cu al Său dar și a Sa iubire de oameni. Pentru poporul binecredincios Domnului să ne rugăm, pentru astea țării, Domnului să ne rugăm, pentru buna întocmirea văzduhului. Și spune, zice, păi da, biserica s-a rugat, de ce nu plouă? Că doar s-a făcut rugăciune de ploaie. Rugăciunea urcă în sus, dar s-ar putea că în momentul urcușului rugăciunii spre cer să întâlnească păcatul care este plecat înainte spre cer. Că așa a spus Dumnezeu când va lui Cain. Sângele fratelui tău strigă la mine. Probabil că și sângele păcatelor noastre strigă tot la cer. Și atunci, ajungând întâi păcatul, nu poate să ajungă rugăciunea. Pentru că rugăciunea lor s-a făcut într-un păcat. Buzele lor scot cuvinte ca mierea, spune psalmistul, dar în inima lor sunt săgeți. Buzele lor mai moi ca un de lemnul, dar în inima lor sunt săgeți. Și cei ce viclenesc vor pieri. Mântuitorul intră în Capernaum într-un mod cu tot obișnuit, un oraș care îi place foarte mult, este în zona Galilei. A făcut foarte multe minuni în acea zonă respectivă, dar în același lucru a și spus orașului Capernaum o expresie destul de grea și o prorocie destul de aspră. Mai ușor va fi Sodomei și Gomorei în ziua judecății, că de s-ar fi făcut minunile care s-au făcut în Capernaum, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. Și apoi în final spune, Capernaume, Capernaume, până la cer te-ai ridicat, până la iad te vei coborî. Adică ce se întâmplă? Cui s-a dat mult? Mult îi se cere. Cine știe mult, mult are de răspuns. Și apare și expresia aceea. Nu citesc ca să nu știu sau nu vreau să știu ca să n-am păcat. Este aceeași formă de viclenie ca și cum ai spune. Știu că Dumnezeu este aspru sau drept, dar știu că pot să-L amăgesc. Nu se lasă amăgit Dumnezeu de mintea oamenilor, iar Psalmul 72 spune un cuvânt foarte înțelept.
cât de bun este Dumnezeul lui Israel celor drepți la inimă. Deci pe cei curați cu inima îi va milui, iar pentru cei păcătoși spune un alt psalm, zis acel nebun în inima sa când păcătuiește, nu-i Dumnezeu înaintea ochilor lui. Și în felul acesta omul se ascunde după păcat, cum spune și proverbul popular, ca struțul în nisip. Baci capul, dar rămâne trupul. Închizi ochii, dar rămâne pata păcatului. Păcatul nepocăit, păcatul necăit, păcatul fără părere de rău și multe alte urmări ale lui pe care noi nici nu le cunoaștem. În schimb, parabola de astăzi nu pune accent pe omul păcătos, ci vom întâlni o serie de parabole în învățătura Mântuitorului, în care Mântuitorul joacă o carte foarte fină de psihologie poporului evreu de atunci. Nu putea să le spună în față că sunt ticăloși. L-ar fi omorât cu pietre. Nu putea să le spună în față că sunt vicleni. Dar ia o serie de parabole din care să deducă că ceea ce fac ei este pe alăturea de voia lui Dumnezeu și pe alăturea de lege. Dacă ne-am gândit doar la slăbănogul cel ce zăcea de 38 de ani la Viteză, să stai paralizat într-o lume necivilizată, cu o medicină primitivă, să miroși, să ai răni, să stai trântit pe o parte, să nu-i fie nimănui milă de tine, poate flămând, poate însetat, poate înțepenit, nu exista pe atunci kinetoterapeut, Pampers și calmante, un leac sau o buruiană sau un ceai dacă l-o fi primit de undeva. Și totuși 38 de ani de suferință sub ochii cetății sfinte, la poalele cetății Ierusalimului, unde se vorbea în lege de iubire a propriului ca pe tine însuți, și el nu găsea un om ca să-l arunce. Deci iată semnul slăbiciunii unui popor care este sub lege, dar în afara legii cu faptele. O femeie gârbovă care de 18 ani stătea în templu și nimeni nu o vedea și nimeni nu cântărea suferința ei, iar în momentul în care Mântuitorul se apropie, cei farisei și cărturarii cârtesc și spun: da, sâmbăta ți-ai găsit să faci minuni, sunt atâtea zile în săptămână, n-ai avut timp, ca și cum ei săvârșeau minuni în fiecare oră, în fiecare clipă, dar sâmbăta preponderent o păzeau pentru a nu face minuni în acea zi. Și Mântuitorul atunci pune o întrebare foarte grea și foarte dură. Ce se cade în zi de sabat să faci? Bine sau rău? Și bineînțeles că nu puteau să răspundă, fiindcă au căzut în propria lor capcană. Și Mântuitorul i-a zis: ridică-te, fică, iertată ți este neputința ta. Și femeia s-a îndreptat și s-a izbăvit de gârbovire. O să o întâlniți pe parcursul Evanghelilor. Omul cu mâna uscată, la fel. Orbul de pe marginea drumului, la fel. N-au putut să înțeleagă cum cerșătorul acela din naștere orb poate să vadă, dar ca să-l denigreze pe Iisus, vorbeau despre el tot lucruri rele. Dar orbul luminat întâi de vederea ochilor, pătruns de fiorul Duhului Sfânt, le spune: dacă tot atâta investigați acest caz de nevedere și ați ajuns să aveți părerea că ar fi ceva incorrect în această minune, vă dau și eu o părere. Dumnezeu pe cei păcătoși nu-i ascultă. Deci ce le-a spus în mod indirect? Dacă ați avea o lege dreaptă, m-ați fi vindecat voi, nu el. La un moment dat, ei iarăși insistând, le mai dă o replică orbul și le spune: vreți cumva să vă faceți ucenicii lui? Adică vrei să fii prietenul dușmanului tău și să gândești ca el? E foarte greu, dar este scris în lege: cine iubește pe cel ce îi face bine, n-are nicio plată, așa fac și păgânii. Dar cine poate binecuvânta pe cel ce îl blastămă, sau cine poate hrăni pe cel care îl insultă și îl hulește, acela grămădește pe capul lui cărbuni aprinși, după vorba populară.
în dușmanul tău să dai cu pietre, nu cu pietre, cu pâine. Mergând la o altă minune, la fel, la hananiencii, care avea o fică demonizată, femeia insistă, dar insistă la mod atât de categoric, încât s-au plictisit popoarele din jurul lui Hristos și Apostolului. Doamne, slobodiu că strigă în urma noastră, putea să zică Iisus, opriți, Domnule, femeia aia, că mi-a făcut capul calendar, nu mă pot desfășura în activitatea misianică, nu vă pot vorbi, nu se aude Iisus, n-auzea și nu vedea. De ce oare n-auzea și nu vedea? N-auzea și nu vedea pentru că el știa ce spusese mai înainte apostolilor. Nu mergeți decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Adică nu sunteți voi în măsură să înțelegeți psihologia și interiorul neamurilor. Dar când ei s-au răzvrătit și au început să se tulbure de gălăgia femeii, și femeia a luat îndrăzneală și trecând prin mulțime s-a prezentat în fața lui Iisus, care tăcea nimic zicând. Și bineînțeles că expunându-și problema și durerea pe care o frământa de fiica ei chinuită de un demon, și știți ce înseamnă ca mame copii bolnavi și suferinți sau de boli grele, Mântuitorul își permite chiar să o încerce în adâncimea experienței ei duhovnicești și să-i spună: da, eu n-am venit să arunc pâinea la câini. Iar expresia celebră a femeii: câinii mănâncă din fărmăturile ce cad de la masa stăpânilor lor, este același cuvânt pe care îl spune Simeon când îl ținea în brațe pe Hristos. Lumină spre descoperirea neamurilor. Adică Hristos n-a venit în lume numai pentru poporul iudeu. Ar fi fost cu dragă inimă bucuros să-l convertească. Dar deși a venit din cel mai sălbatic popor, a venit pentru cele mai păgâne popoare care s-au întors spre Dumnezeu, iar poporul evreu nu l-au primit. Așa spune Evanghelia, a venit la ai săi și nu l-au primit. Și ajungând la cel de astăzi, un sutaș roman, ce erau romanii decât închinători la idoli de piatră, lemn, aur și argint, acesta avea și el 100 de, hai să-i spunem în ziua de astăzi, caporal, plutonier, locotenent, un comandant de companie. Dar sutașul avea 100 de oameni în suborne, de aia se-și chema sutașul.